Încheiem astăzi această perioadă pe care am avut-o timp de 40 de zile în biserica Domnului de aici, post și rugăciune. Și aș vrea să vă întreb, nu e o perioadă foarte lungă de timp, 40 de zile nu e așa de mult. Dacă în această perioadă de 40 de zile puteți identifica undeva, în această perioadă, momente de bucurie? ați experimentat bucurie. Și dacă da, de ce anume ați lega bucuria pe care spuneți că ați experimentat-o în cele 40 de zile de post și rugăciune? De ce ați legat o Pentru că această trăire, această stare sufletească, această experiență, dacă vreți, se leagă de ceva. Dacă în timp de 40 de zile, undeva mai la început sau pe la mijloc sau pe la sfârșit, am experimentat bucurie, de ce anume o legăm? Știți că există oameni în viață care se bucură atunci când au anumite realizări. Bunoră spune în cartea psalmilor, unii se bucură atunci când uh, uh, li se înmulțește rodul grâului, al vinului, spune acolo. Sau în cartea profetului Isaia, capitolul 9, se bucură la seceriș, au rezultate. S-ar putea că în cele 40 de zile unii să se fi bucurat că au avut succes într-un anumit domeniu al vieții. Li s-a mărit salariul sau, mă rog, au fost angajați că nu au avut de muncă până acum. Sau cine știe ce. Sau bucuria poate fi legată, dragii mei, alte ori de experiențe spirituale. Dacă vreau să vă întreb, dacă în această perioadă de 40 de zile ați avut experiențe spirituale? Așa ceva de la Dumnezeu. Spune Evanghelistul Luca, atunci când au venit cei șaptezeci să raporteze ce li s-a întâmplat pe teren și dur, sunt supuse, Domnul Isus Hristos s-a bucurat în Duhul Sfânt. Este asta o experiență spirituală? Este asta generatoare de bucurie în sufletele noastre, dragii mei? Te lau, Tată Doamne, al cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit prunciilor. Eu bucuria Fiului Lui Dumnezeu în Duhul Sfânt. 40 de zile de post și rugăciune. Am avut experiențe cu Dumnezeu. Să ne bucurăm în Duhul Sfânt. Nu prea reacționăm la asta. Deci, împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare, nu-i băutură, nu-i altceva de felul acesta. Este pace, este neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Asta e împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu acum și împărăția lui Dumnezeu care va să vină e bucurie în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. V-ați bucurat în această perioadă? Unii leagă bucuria de realizări, alții leagă bucuria de experiențe spirituale. Spune Sfânta Scriptură că atunci când famenul acela care se ducea de la Ierusalim spre țara lui, spre casa lui, cu întrebări cu privire la Scriptură și a venit Filip și a predicat pe Domnul Isus Hristos, la un moment dat a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip a botezat pe famen și famenul s-a dus acasă cum? De ce plin de bucurie? Experiență spirituală. Nu, frații mei? Vreau să vă întreb în seara aceasta dacă dumneavoastră, cei care sunteți în locul acesta, sunteți căutători de experiențe spirituale, generatoare de bucurie. În lumea asta mohorâtă, în lumea asta provocatoare, în lumea aceasta ostilă, credeți că e nevoie să avem popasuri spirituale în care, dragii mei, să avem experiențe cu Dumnezeu, să ne bucurăm în Duhul Sfânt. Credeți că e nevoie de așa ceva? Experiențele astea nu au fost doar pentru cei de atunci. Sau pentru elite religioase. Experiența asta care generează bucurie este pentru noi toți de aici. Dacă credem, dacă le căutăm, dacă suntem însetați, flămâți după ele, și mă rog lui Dumnezeu asta să se întâmple cu fiecare dintre dumneavoastră. Numai că, dragii mei, bucuria apostolică are o altă componentă, sau și o altă componentă. Și asta și m-am întrebat în seara aceasta, gândindu-mă la ceea ce mi-a pus Dumnezeu să, să vă spun în această seară, de fapt, eu despre ce predic în seara aceasta? Despre bucurie sau despre suferință? Pentru că, dragii mei, Componenta importantă a bucuriei apostolice era bucuria în suferință. Știți asta? Spune Sfânta Scriptură aici în capitolul 5 din Cartea Faptele Apostol și în, și în, în romani în capitolul 5. S-au bucurat că au fost învredniciți să fie bagiocoriți sau să suferă. Noi ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, spunea Pavel în roman capitolul 5. Ce ziceți? E nevoie să recuperăm asta? Bucuria, această componentă a bucuriei, e nevoie să o recuperăm, frații mei. Să ne bucurăm în necazurile astea ale noastre, când suntem bagiocoriți, când suntem prigoniți, dragii mei. Sau ziceți că nu-i cazul pentru vremea noastră? Bucurie în suferință. Ați avut careva în cele 40 de zile? Poate unii ați avut bucurie în Duhul Sfânt. Ați avut careva bucurie în suferință? Dragii mei, e un tip de suferință. Un anumit fel de suferință. Și bucuria apostolică n-a fost niciodată lipsită de această componentă, dragii mei, bucuria în suferință. Și în seara aceasta, dragii mei, despre asta vreau să predic cu ajutorul lui Dumnezeu. Și Domnul Dumnezeu să ne ajute... Că nu va fi tot timpul așa cum e în seara asta. Nu veți fi totdeauna cum sunteți acum. Să recuperăm bucuria asta, dragii mei, în suferință. Cum se poate, dragii mei, recupera bucuria asta în suferință? Ce înseamnă bucuria asta în suferință? Ce tip de suferință, dragii mei, sau ce tip de comportament, dacă vreți... Trebuie să avem, pentru ca să putem să avem bucuria asta, dragii mei. Dragi mei, bucuria asta apostolică, componenta asta de care vorbesc seara aceasta, este bucuria care vine în urma unei suferințe corect generate. Când sufăr, îmi pun această întrebare, de ce a dat peste mine suferința asta? De unde mi se trage? Și, dragii mei, apostolii știau foarte bine de unde li se trage suferința. Doamna, când suferiți câteodată, dragii mei, poate la locul de muncă, poate la școală, poate în familie, că unii sunt de, de o parte, alții de altă parte. V-ați pus vreodată întrebarea de unde mi se trage suferința asta? V-ați pus întrebarea. Dar trebuie să ne punem. Ce anume generează suferința asta? E vorba de comportamentul meu? De răutatea mea? De călcarea poruncelor lui Dumnezeu? De nerespectarea scripturilor? De unde mi se trage suferința asta? V-ați pus întrebarea asta vreodată? Știți ce răspuns aveau apostolii la această întrebare? Asta mi se trage de la numele lui Isus. S-au bucurat că au fost învredniciți, să suferă sau să fie bagiocoriți pentru numele lui Isus. Vă aduceți aminte, dragii mei, în ultima perioadă de timp, 40 de zile, haideți să luăm perioada asta. Dacă aveți o suferință care vi s-a tras din cauza numelui lui Isus, aveți vreo suferință de felul ăsta? Suferința asta, dragii mei, corect generată. Este generată de ceea ce suntem noi, de ceea ce facem noi. Și întrebați-vă în fiecare zi, dragii mei, cine suntem și ce facem? Cine suntem? E greu de răspuns la întrebarea asta. Suntem urmașii Domnului nostru Isus Hristos? Suntem? că dacă suntem urmașii Domnului Iisus Hristos de la asta, s-ar putea să ne se tragă suferința. De la asta. Că suntem urmașii Domnului Iisus Hristos. Și pentru că suntem urmașii Domnului Iisus Hristos, și nu urmașii diavolului, cei care mergem după învățăturile lui, diavolului pe urmele noastre, și vrea, dragii mei, să ne abată de pe calea lui Dumnezeu, să ne ducă pe calea lui. Și uneori îngăduie suferința. Vă întreb, când a venit și l-a lovit pe Iov cu o bubărea, din creștetul capului până în tălpile picioarelor, bineînțeles cu îngăduința lui Dumnezeu. Că și ce vine peste noi vine cu îngăduința lui Dumnezeu. De ce a venit suferința aceea peste Iov? De ce? Știți de ce? Cumva, cumva, să-l abată de pe calea lui Dumnezeu. Să facă diavolul cumva, ca omul ăsta care a vorbit admirabil despre Dumnezeu, care a trăit extraordinar, dragii mei, într-o lume păgână în vremea aceea, cumva să se abată de la calea lui Dumnezeu, să-l blasteme pe Dumnezeu. Vă dați seama ce sărbătoare ar fi făcut diavolul dacă s-ar fi întâmplat asta. Iov a suferit pentru ceea ce era el. Era un om neprihănit care se abătea de la rău. Făcea ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Suferința aceasta care generează bucurie, dragii mei, care ne aduce bucurie, este o suferință care are o origine corectă. Nu pentru gafele mele sufăr. Nu pentru răutățile mele. Nu pentru călcările mele de lege. Nu că sunt un făcător de rele. Ce ziceți, Domnul Isus Hristos, a fost un făcător de rele? A zis Pilat. Nu găsesc nici o vină în omul acesta. Și iată, îl întins pe cruce. Pentru că, dragii mei, era fiul lui Dumnezeu și a venit în lumea noastră să facă voia lui Dumnezeu. Spuneam că nouă ni se trage suferința uneori de la ceea ce suntem și de la ceea ce facem. Adică facem voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu, știți care este printre altele? Este să aruncăm lumină în jurul nostru. Știți ce face lumina pe care o aruncăm noi în jurul nostru prin cuvinte sau faptele noastre? Știți ce face? Scoate la iveală păcatul din zona. Și oamenii asta nu pot să suporte. Asta nu poți să suporte, să le dai pe față păcatul. Dar tu nu vrei să le dai pe față păcatul. Nu asta e intenția ta. Intenția ta este pur și simplu să faci voia lui Dumnezeu. Adică să trăiești frumos și să vorbești voia lui Dumnezeu. Când faci asta, dai pe față păcatul. Și în momentul acela se ridică oamenii împotriva ta. Credeți că Biserica lui Dumnezeu ar trebui să lumineze mai mult acolo pe unde ajunge? S-ar putea noi să ne lăudăm cu libertatea religioasă ce o avem și cu cât de bine ne merge nouă în România din punct de vedere al libertăților religioase. Slavă Domnului pentru asta! Dar vreau să vă spun, dragii mei, oriunde am fi, când ne trăim crezul nostru, când suntem urmașii lui Hristos, când facem voia lui Dumnezeu și aruncăm lumină în jurul nostru, dragii mei, din casă, de la locul de muncă, din societatea în care trăim, pornește suferința înspre noi. Și suntem cei mai corecți oameni, ne facem treaba la serviciu, vorbim frumos cu toți, recunoaștem autoritățile, că cei de pe vremea apostolului, dragii mei, n-aveau nicio treabă să sfideze autoritatea, să încarce proprietatea cuiva, să fure, să jignească, nu asta, dragii mei, treaba lor era să respecte legea, voia lui Dumnezeu și pentru asta aveau de suferit. Dragii mei, suferința care aduce bucurie în sufletele noastre, bucuria asta apostolică, este suferința care este generată de ceea ce suntem noi și de ce facem noi ca și copii ai Lui Dumnezeu. În al doilea rând, suferința care aduce bucuria asta apostolică în sufletele noastre este suferința corect acceptată. Vreau să vă întreb, Domnul Iisus Hristos care a suferit când a venit în lumea noastră, a acceptat suferința? A acceptat să suferă. Credeți că a încercat Domnul Iisus Hristos vreodată să ocolească suferința? A, a încercat Domnul vreodată? Să fugă, să se ascundă? Când a venit în lumea noastră, Domnul Iisus Hristos a știut pentru ce vine în această lume. Voia lui Dumnezeu, dragii mei, a fost ca să stea într-o zi pironit pe cruce. Și a acceptat suferința. Știți, a acceptat suferința ca parte din planul lui Dumnezeu. Nu că a fost găsit vinovat, nu că a făcut rele, nu că a sfidat autoritatea religioasă, nu, ci pentru că era planul lui Dumnezeu. Spune Apostolul Petru, mi se pare în capitolul 4: Nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Suferința asta nu e ceva ciudat. Mă înțelegeți, frații mei? Nu este un accident. Suferința asta este ceva care face parte din planul lui Dumnezeu. S-a dus Domnul Iisus Hristos în grădină, a luat trei cu el, i-a lăsat undeva deoparte, s-a dus mai acolo să se roage și a zis, Tată, dacă este cu putință, fă să treacă de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu să se facă Dumnezeule. S-a sculat, i-a găsit dormind și s-a dus ceva mai încolo și când s-a dus ceva mai încolo, ce a descoperit? Că vine vânzătorul. S-a apropiat de el, i-a dat o sărutare, au năvărit-o sta și pe el, l-au legat, l-au dus la Ana, la Caiafa, iar la Ana, la Caiafa, la Pilat. Și Pilat a dat sentința asta și a zis, luați-l, răstigniți-l. Vă întreb, când Domnul Iisus Hristos a zis, facă-se voia ta Dumnezeule și a început lucrurile să se deruleze așa, erau astea parte din planul lui Dumnezeu? Să-l trădeze Iuda. Să-l prindă ostașii. Să-l judece Ana, să-l judece Caiafa, să-l judece Pilat, să-l pună pe cruce. Era asta parte din planul lui Dumnezeu. Nu era ceva ciudat ce a dat peste Domnul. Era plan de la Dumnezeu din ceruri, frați și surori. Ei, când vine suferința asta peste mine, generată de cine sunt și de ce fac în numele lui Dumnezeu, trebuie să o accept ca parte din planul lui Dumnezeu. Parte din voia lui Dumnezeu. Știți ce a zis Domnul Iisus Hristos către ucenici? Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. E valabil asta pentru noi sau numai pentru, pentru ucenicii de atunci sau pentru apostolii de atunci? Simțiți, frați și surori, că sunteți ca oi în mijlocul lupilor. Sunteți? Simțiți asta? Sau nu simțiți? Domnul a zis, Domnul Iisus Hristos a zis, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, nu pe unii și pe alții, voi toți ca și copii ai lui Dumnezeu, împrășteați lumea asta, sunteți în mijlocul lupilor. Și dacă așa a Dumnezeu să ne trimită ca pe niște oi în mijlocul lupilor, e asta parte din planul lui Dumnezeu? Frații mei, e parte din planul lui Dumnezeu? Accept eu asta ca parte din planul lui Dumnezeu? Când o, un soț necredincios se comportă cum se comportă. Când un șef necredincios se comportă cum se comportă din cauza faptului că sunt credincios. Când un coleg necredincios se comportă cum se comportă. Ce ziceți? Ar trebui să zic voia ta, Dumnezeule, să se facă și în momentul acesta? Ar trebui? Să accept ca parte din planul lui Dumnezeu. Trebuie, dragii mei, suferința asta să o accept ca partea testării credinței mele. Ce ziceți, credința noastră trebuie testată din când în când, sau nu, frații mei? Că e simplu să stai în apa botezului cu adunarea plină, cu muzică. Vezi brațe de flori aici care te așteaptă să, să ieși afară, să-ți să fie în mânate? E simplu să spui asta și să mărturisești acolo: Cred în Dumnezeu. Cred în Domnul Isus Hristos. Unde se testează credința? Trebuie sau nu trebuie testată? În Vechiul Testament, în Cartea Genesa, la capitolul 15, spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a luat pe Avram. Și a făcut promisiunea asta că va avea un fiu din care va ieși o sămânță mare așa ca stelele cerului. Și spune Biblia, Avram a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Și Dumnezeu i-a socotit lucrul ăsta ca neprionire. E frumos să te uiți așa la stele noaptea, să-L ai pe Dumnezeu lângă tine, să spune, vezi cum sunt stelele astea, așa va fi sămânța ta, să spun, cred Dumnezeule. Numai că această credință vine testată. Se naște Isaac. Și în capitolul 22, Dumnezeu îi testează credința asta și zice Avrame, ia pe fiul ăsta și adu-l Mai crezi sau nu mai crezi? Când Dumnezeu pe fiul ăsta care l-ai născut când nu se mai putea, din perspectivă umană, l-ai născut pentru că Dumnezeu și-a ținut promisiunea, Dumnezeu ți-l cere să-l dai. Mai crezi că Dumnezeu poate să-ți dea sămânță ca cerului? Vreau să ia pe fiul ăsta și urcă cu el dealul și pregătește altarul și pune lemnele și le ia pe fiul și îl împinge pe altarul acela. Deci, mei, e testarea credinței. Ce ziceți? E suferință în inima unui tată care trebuie să îndeplinească gestul ăsta înaintea lui Dumnezeu. e, e, e suferință? E testarea credinței. Dumneavoastră vă aduceți aminte ultima dată în ce cuptor va testa Dumnezeu credința dumneavoastră. Mai țineți minte? Pentru că încercarea credinței noastre e mai scumpă decât aurul, care pierde și totuși este încercat. Să aibă undeva ca urmare ceva la rătarea slavii lui Dumnezeu. Ei, Suferința asta generată de cine sunt și ce fac, dragii mei, ca și copila lui Dumnezeu, trebuie să o accept ca parte a planului lui Dumnezeu, ca metoda lui Dumnezeu de a mi se testa credința mea și Domnul să mă binecuvinteze pe mine și pe dumneavoastră. Amin. Și în al treilea, dragii mei, suferința asta care aduce bucurie, bucuria asta apostolică este suferința corect evaluată. Vine peste mine suferința. Vine peste dumneavoastră suferința Vine peste biserica lui Dumnezeu suferința Și am de îndurat, dragii mei, lucrurile la care acum nu mă gândesc Nici nu pot să mă gândesc Într-o societate cum e societatea, așa zis, democratică din România Și când vine, cum evaluez suferința asta? Știți cum ar trebui să o evaluăm, dragii mei? Ar trebui să o evaluăm ca o normalitate în viața creștină ca o normalitate. Spune apostolul Pavel sau scrie apostolul Pavel lui Timotei la capitolul 3, mi se pare versetul 12 spune așa: Oricine oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos. Știți ce urmează mai departe? Va fi prigonit. Apostolul Pavel nu spune doar în societatea de acum, Apostolul Pavel nu spune doar într-o societate ateie. Apostolul Pavel nu spune doar atunci când e o dictatură în țară. Nu, nu. Oricine vrea să trăiască cu Evlavie în Hristos va fi prigonit. Chiar acum? În vremea noastră, ce ziceți, frații mei? A prigonirea e de multe feluri. Eram foarte recent într-o într colectivitate de creștini. Creștini pentecostale. Și nu are rost să vă spun ce fel de creștini penticostale. Nu chiar așa oameni care stau pe ultima bancă în biserică. Durerea mea mare a fost să-l aud pe unul dintre ei zicând despre alții, a, fac și ăștia pe sfinții. Adică atunci când te străduiești să trăiești cu evlavie în Hristos, adică să fii corect, să te temi de Dumnezeu, să sfințești viața, să te abați de la rău. Și el lângă tine cineva, frate de-al tău, care zice, faci și tu pe sfântul. Cum te simți? E un pic de suferință înăuntru? E sau nu e, frații mei? Nu trebuie să te lege, să te ducă la temniță. Nu trebuie să-ți pregătească cruce afară, să te spânzure pe cruce. E și asta o suferință, spunea Pavel, eu am avut de suferit. Și Pavel a suferit și între iudei, și între neamuri, și între frații. A suferit Pavel între frații. Și spune Sfânta Scriptură în Cartea Psalmilor că suferința asta de la frație e cea mai dureroasă. Nu un vrășmaș mă prigonește. Spune Psalmistul, da? Căci a suferit, ci tu, fratele meu, tu frate de cruce cu mine, tu ridici călcâiul potriva mea. Noi ne așteptăm, dragii mei, la prigoană, la suferință, când se schimbă regimul. Și zicem, ce bine acum, nu pe vremea cealaltă, că acum suntem liberi. Și atunci ne-au dat afară din servicii pentru numele Lui Hristos. Sau din școală. Și acum e bine. Dacă nu are treabă Regimul nu știu care cu noi. Dar ești între frați. zic face și ăsta pe sfântul. Asta s-a întâmplat recent. Dragii mei, trebuie să o vedem, să o evaluăm suferința asta care generează bucurie, dragii mei ca pe o normalitate în viața de credință. Cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, va fi prigonit și punct. Ăsta e adevărul din Biblie. L-a chemat Domnul Iisus Hristos pe Saul din Tars. Știți toată istoria pe drumul Damascului, nu spun toată, toată întâmplarea asta. Și Dumnezeul acesta sau Domnul acesta care l-a chemat pe, pe Pavel, a zis, fac de el un vas, un vas ales și o să-i arăt tot ce are să suferă pentru numele meu. Nu poți să fii un chemat și să aștepți să mergi spre împărăția lui Dumnezeu pe flori, în cer, pe flori. Nu poți fi dus. Dar nu știu dacă noi chiar credem cântarea asta. Când cer pe flori, nu poți fi dus. Chiar o credem? Deci mei, când Dumnezeu ne cheamă și ne face un vas, nu contează că e vorba de predicator sau de cântăre, sau te face un copil al lui Dumnezeu, un urmaș al Domnului Iisus Hristos. Normalitatea vieții ăstea este să porți crucea dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi. asta e normalitate. Și cruce înseamnă suferință pentru el. Nu doar într-un într sistem politic, ci în toate sistemele politice. Evaluez, dragii mei, asta ca o normalitate. Ar trebui să evaluez suferința asta generatoare de bucurie apostolică. Ca un har. Adică o favoare. Ne vine greu să pricepem, dragii mei, pentru că noi ne gândim la har ca la ceva care ne, ne ridică sufletul, ceva care ne înalță spre Dumnezeu, care ne aduce cine știe ce stări extraordinare. Dragii mei, nu știu dacă este cineva să fi văzut suferința ca o favoare pe care Dumnezeu ți-o face. Să-i spui, Doamne, mi-ai făcut o favoare să sufer. Care ați spus lucrul acesta? În Filipeni, capitolul 1, Apostolul Pavel zice așa, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți, ci să și pătimiți. Ați văzut asta ca un har? Ca o favoare? Adică mă ia Dumnezeu și mă aruncă în cuptor și să ți spun Dumnezeule, îți mulțumesc pentru harul ăsta. Îmi ia, mă ia Dumnezeu și mă aruncă în gura lupilor și să ți spun Dumnezeule, îți mulțumesc pentru favoarea asta. Mă ia Dumnezeu și mă aruncă în mijlocul fraților mincinoși să ți spun Dumnezeu, asta e o favoare de la tine, e un har de la tine. Ați văzut lucrul ăsta ca har? Pavel spune că e har. Știți de ce? Aici spune, s-au bucurat că au fost învredniciți, li s-a dat cinstea asta să suferă pentru numele Lui Hristos. Onoarea asta. Care ați avut onoarea asta să suferiți pentru Hristos? ați văzut-o ca onoare? Dragii mei, să suferi pentru Hristos e onoare e hard de la Dumnezeu. Pentru că în momentele acelea când se întâmplă, când treci pe acolo, când te-a aruncat Dumnezeu în cuptorul acesta, în momentul acela, Duhul lui Dumnezeu, zice Petru, se odihnește peste voi. E minunat asta? Adică te ia Dumnezeu și te, te, te lasă măcinat de frații ăștia mincinoși, de oameni care se ridică împotriva ta, te apasă greu crucea asta pe care o ai de dus după Domnul și în momentul acela Duhul lui Dumnezeu se otignește peste tine. Slavă Domnului pentru asta! Câți dintre dumneavoastră ați vrea să recuperați bucuria asta apostolică? Știu că vrem bucuria în Duhul Sfânt să fie cât de multă, la fiecare slujbă, de fiecare dată să fie bucuria generată de, de performanțe, de, de, experiențe spirituale, de realizări în viață. Dar cât ați vrea să recuperați bucuria asta pe care o generează suferința pentru Domnul? Că asta e bucuria apostolică. E generată de ce suntem noi, de ce facem noi ca și copii al lui Dumnezeu. Trebuie acceptată, dragime mei, ca parte din planul lui Dumnezeu. Trebuie să o evaluăm ca o normalitate, trebuie să o evaluăm ca un har de la Dumnezeu. Și, dragii mei, trebuie să știm să o gestionăm corect suferința asta. Adică știți, știți cum? Să nu reacționăm nepotrivit, ci să reacționăm cu răbdare. Că răbdarea asta duce biruință în încercare. Deavolul tocmai asta vrea. Să venim în suferința asta să reacționăm nepotrivit. Asta a vrut să facă cu Iov. Asta a vrut să facă cu toți în decursul istoriei. Asta vreau să facă cu Domnul Iisus Hristos. Era pe cruce Domnul. Știți ce făcea diavolul în vremea aceea? Se folosea de cei de acolo de pe deal, și de un tâlhar care a zis, dă te jos de pe crucea asta, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. La câți dintre dumneavoastră nu va șopti diavolul, pune crucea asta jos? Abandonează-o, las-o. Trădează și câți dintre cei care s-au dovedit, s-au mărturisit cândva că sunt urmașii lui Hristos, n-au făcut ce a făcut Petru într-o noapte și a zis, eu nu știu cine e asta. Eu nu sunt dintre ei. Nu fac parte din urmașii Domnului Iisus Hristos. Pentru că suferința i-a făcut, dragii mei, să nu ai bătăria, să rabde și să aștepte răsplătirile lui Dumnezeu. Dacă suferim împreună cu El, vom și împărăți împreună cu El. Vreți asta, frații mei, să împărățim împreună cu El? Împărățim împreună cu El dacă suferim împreună cu El. Și aici, în lumea aceasta, Dumnezeu ne dă onoarea să suferim împreună cu Hristos. Domnul să ne binecuvinteze ca în suferința asta să găsim bucuria. Bucuria, dragii mei! Să ne bucurăm așa cum s-au bucurat apostolii că suntem învredniciți în această lume să suferim pentru Hristos. Unii mai mult, alții mai puțin. Nu asta contează. Contează să rămânem tare în suferința asta și să așteptăm într-o zi să ne dea Dumnezeu cununa neveștejită a slavei. Să facă Dumnezeu cu noi lucrul acesta. Amin.